Partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar domnul Iulian Darabă din partea ACS Șomuz Fălticeni. Spuneam, colaborarea cu domnul Anania s-a încheiat după mai mulți ani de zile. Au fost motive personale? V-ați certat? Ce s-a întâmplat? Nu. Din motive personale, domnul Anania nu a mai continuat ca și antrenor la echipă. Este alături de noi ori de câte ori timpul îi permite. Am înțeles. Dar ce e drept, la nivelul ligii a 4-a sau a 5-a, de unde a pornit? Liga 5-a. Din Liga 5-a a pornit Liga 5-a, Liga 4-a. Cum era acea construcție cu școala de jandarmi din Fălticeni, care asigura în bună măsură parte din sportivi, cel puțin pentru acest nivel, Liga 4-a, Liga 5-a, toate lucrurile erau în regulă. Liga 3-a e altceva. Într-adevăr, este altceva, dar să știți că sunt copii, elevi care ajung la școala de subofițeri jandarmi din Fălticeni și fac față în Liga 3-a. În turul de campionat l-am avut pe Padovei, care fiind elev la școală, a fost golgătorul echipei. A marcat 6 sau 7 goluri, din păcate în acest retur de campionat nu-l mai avem, pentru că a fost repartizat la Bacău și și-a găsit acolo echipă de Liga 4. Păi dacă a fost repartizat la Bacău, o să vină la Fălticeni să joace multă. De unde era Padovei? Din Botoșani. Din Botoșani. În fine, asta e povestea. Până la urmă, așa s-a construit această echipă ACS Șomuz, care pe teren a câștigat dreptul de a participa la nivelul Ligii a treia. Au trebuit să facă aceste mișcări și încă va fi, apreciez eu, măcar încă un an vor fi oareși ce convulsii până când se va așeza echipa pe un traseu cu o structură care să propună jucători juniori din zonă și așa mai departe. Cum stăm la capitolul ăsta a pregătirilor din spate și cum de-ați ajuns tocmai la antrenorul Stanca? Geo Stanca făcea parte din colectivul nostru, juca la Baia, la echipa a doua, un jucător foarte talentat, a făcut junioratul la Pitești, un jucător care l-am avut și în Liga a patra și ne-a ajutat foarte mult. Am vrut să aducem un suflu nou, atât pe banca tehnică cât și în teren, pentru că aveam nevoie de acest lucru. El este și antrenor și dacă poate și există această posibilitate să intre în teren, cu siguranță o va face. Și, după cum v-am spus, aveam nevoie de un suflu nou, un suflu tânăr la echipă, pentru că așa a fost concepția noastră, ușor să întinerim echipa, atât banca tehnică cât și colectivul de jucători, și cu siguranță lucrul acesta am reușit până în acest moment. Avem foarte mulți jucători tineri la echipă și sunt jucători care cu siguranță ne vor ajuta atât la Liga 3-a în campionat cât și la Liga 5-a. La Liga 5, acolo unde este echipa a doua a Fălticenului, de fapt echipa a doua, da, e echipa a doua până la urmă. Gânduri de promovare Liga 4-a? Nu, trebuie. Nu, dar în Liga 4-a, dacă vrem, putem să ne înscriem direct, dar noi ne dorim ca acești copii care sunt la Fălticeni și nu prind lotul la Liga 3-a să poată să evolueze la o echipă de Liga 5-a. Liga 5-a și oricum Liga 5-a e și relativ pe zonă, e pe zona de est a județului, nu? Sau cum da, sunt puține echipe, deci adică nu sunt puține, deplasări lungi. Nu sunt deplasările costisitoare, că lungi, până la urmă, punem jumătate de oră în plus la o deplasare, dar costurile sunt minime. Reduse la maxim, tocmai în ideea asta de a obține jocuri cât mai multe pentru de a rula acești jucători, da, care nu prind lotul. Pe locul 2 echipa? Locul 2. Locul 2 în serie, în seria de Liga 5. Așa. Acolo cine este antrenor? Se ocupă cineva din Baia, colaborează cu noi, îi transmitem în fiecare săptămână ce jucători vor veni la jocul respectiv și își face lotul după cum avem și noi jucători disponibili. Am înțeles. Ce alte referințe, ce alte argumente au mai fost când l-ați colectiv de conducere la ACS Șomuz a hotărât să-l aducă pe Geo Stanca?
După cum v-am spus, a fost și în momentul de față este un jucător care ne poate ajuta în teren. Jucătorii l-au apreciat pentru tot ceea ce a făcut în activitatea sportivă și în acest moment cred și cu siguranță este cea mai bună alegere pe care am luat-o la Fălticeni în momentul de față. Ca idee, din jucătorii care ați avut anul trecut, sau nu excepție, haideți să-i luăm pe toți, de care jucători ne-am despărțit în această pauză intercompetițională și cum am acoperit găurile? Că sunt, slavă Domnului, încă mai avem. Sunt trei jucători care au revenit la echipa din Botoșani, Melinte Bogdan, Dohotaru și cu Arapașu. Melinte a jucat extremă stângă, Arapașu dreapta și Dohotaru fundaș central. Pe aceste posturi suntem acoperiți în momentul de față. Ce am adus în loc? În locul lui Arapașu a venit Damian, acest jucător de 18 ani de la Botoșani. În locul Dohotaru a venit Florina Eleni, jucător de la Liteni. Este fălticenean de-a nostru și ne-am dorit să-l aducem la Fălticeni. Iar în locul lui Melinte l-am reprofilat pe Julei. Și aceste trei spații care erau goale în momentul după plecării lor, da? Da, sau cei trei și-au câștigat statutul de titular, ca să spunem așa, în echipă. Deocamdată nu este nimeni titular. Nimeni titular, dar prin prestațiile pe care le-au avut erau îndreptățiți și începea echipa oarecum cu ei. Nu? Doi dintre ei, Damian și cu Florina Eleni, sunt veniți în această pauză competițională. Da. Și cu siguranță ne vor ajuta în acest retur de campionat. Mai sunt jucători de la Botoșani, Mreană și cu Murărașu, care au făcut junioratul la LPS CSS Botoșani și cu siguranță ne vor ajuta în acest retur de campionat. Suntem în discuții cu golgheterul Ligia 4, Tomescu de la Cașvana. În două meciuri a marcat 3 goluri. Pot să zic că am acoperit aceste spații goale pe care le-au lăsat jucătorii care au plecat. Chiar sunt foarte curios cum se va descurca Tomescu la nivelul Ligia 3. În meciurile de pregătire s-a descurcat nu foarte bine, chiar extraordinar de bine. Da, adică o spun și cred acest lucru că la acest nivel în Suceava avem jucători, slavă Domnului. Trebuie doar un pic de curaj să-i promovăm, un pic de curaj să-i aducem acolo în față și să le dăm încredere 2-3 meciuri până când încep să înțeleagă diferențele dintre Liga a 4-a și Liga a 3-a. Sunt diferențe, asta e că se poate clar. Sunt diferențe foarte mari pentru că totul, atitudinea, organizarea, deplasările, absolut totul este altceva față, ori 2, ori 3, față de Liga, de Liga a 4-a. Dar sunt jucători care, după cum ați spus și dumneavoastră, fac față în Liga a 3-a și cu siguranță poate să ajute o echipă. Golgheterul Ligii a 4-a câți ani are? Tomescu. 27-28 de ani. E rezonabil, chiar bine. Da, este un jucător chiar foarte bine pregătit fizic pentru Liga a 4-a. Deși e diferență majoră între Liga a 4-a și Liga a 3-a ca pregătire fizică. Este o diferență extraordinar mare, pentru că la Liga a 4-a se întâlnesc o dată duminica, iar la Liga a 3-a sunt jucători, echipe care fac pregătire în fiecare zi din săptămână, fiecare zi. Au antrenamente. Fălticeni, cel puțin din punctul ăsta de vedere, e cea mai văduvită la Rădăuți acolo. E un grup excepțional, aș spune eu, cu Dorin și cu Daniel și cu toți copiii aia care fac antrenamente zilnice. La Suceava, având în vedere anunțata candidatură pentru promovare de anul viitor, pentru că această ediție de campionat e compromisă pentru echipa din Suceava în ceea ce înseamnă promovarea, tot așa antrenamentele sunt zilnice. La Fălticeni aveți antrenamente zilnice, dar nu cu toți. Mulți dintre jucătorii noștri au servici și vă dați seama, prioritatea pentru ei este serviciu. Din acest primul retor la care mă gândesc, vă spun sincer, e portarul Pascal. Da, este jucătorul care ne punem mari speranțe și în acest retur de campionat, pentru că ne-a ajutat și ne-a salvat de la multe goluri în acest... O spun și eu repede, din punctul meu de vedere, este un portar excepțional. E un portar de moral, dar e un portar excepțional.
Așa, este un jucător care ține echipa aproape, pentru că este și capitanul echipei și chiar merită acest lucru. Ne propunem pentru acest retur de campionat să facem 2-3 antrenamente pe săptămână. Jucătorii care pot să vină, o să vină într-o zi, două, trei, depinde de situația lor cu serviciu și celelalte probleme. Iar la final de săptămână să ne întâlnim toți și să dăm totul pentru. Cum arată perioada asta de pregătire? Să rămânem la capitolul jucători. Pe cine ne mai bazăm în acest retur de campionat? Mai avem în probe un jucător de la care a evoluat la Bucovina Rădăuți Timiș. Cei doi de la Botoșani care sunt de la clubul din localitate, Colgheterul Ligia a patra, Florina Eleni de la Liteni, Geo Stanca care dacă va fi nevoie va intra și el în teren, un portar de la școala de jandarmi care a făcut junioratul la juniorul Suceava, Ungureanu. Și cam acestea sunt, să zicem, achizițiile în această pauză competițională. Până în momentul de Până în față. momentul Se de mai față. poate întâmpla orice. Pe câți jucători vă bazați în acest retur de campionat, numeric vorbind? Noi ne-am propus un lot de 20 de jucători pentru acest retur de campionat. Dar cu experiența spune că pe 20 bunuți putem duce returul de campionat. Cu siguranță, cu siguranță. Programarea, meciurile de pregătire din această Până în momentul de față am pauză. avut două meciuri de pregătire. Unul cu FC Botoșani 2, care l-am desfășurat la Roman, unde am câștigat cu 3-0. În weekend am jucat cu cei de la LPS Suceava, unde am câștigat cu 8-3, iar următoarele meciuri vor fi cel cu Suceava de sâmbătă, data de 16, tot la LPS, și pe data de 20 cu Bucovina Rădăuță la Milișăuți. Sperăm să fie un teren practicabil. Să vedem cum o fi vremea, pentru că cei la Milișăuți, o spun că se poate, clar, acolo chiar se îngrijește și arată bine stadionul, gazonul, în mod special. Acum să vedem cum o fi cu vremea, că azi e într-un fel, mâine pe mâine se schimbă substanțial absolut tot. Ia să vedem cum arată evoluția pe zilele următoare. Cumva normal al perioadei? N-aș, cum să zic, 2 grade, minus 1, minus 2, minus 5, Este un meci de pregătire și cu noaptea. siguranță va fi benefic pentru ambele echipe. Asta e că se poate, e clar, dar vedeți dumneavoastră, din programul pe care mi l-ați spus, eu înțeleg așa, Fălticeni joacă și cu Rădăuțiu și cu Suceava. Suceava joacă cu Fălticeni, dar nu joacă cu Rădăuțiu. Rădăuțiu joacă cu Vâltea, nu joacă cu Suceava. Rivalitatea e mai mare între Rădăuți și Suceava în momentul de față. Fiecare echipă are managementul ei, poate ei vor să se întâlnească doar în meciurile directe și acolo să dea totul pe teren. Da, bun, eu n-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Chiar îmi doresc să văd meciuri deosebite, dar atâta timp cât la acest nivel, la Ligia 3, avem angrenate numai puțin de 3 echipe, meciurile astea de pregătire, atenție, n-am folosit termenul de amical, meciurile astea de pregătire sunt foarte bune. Sunt foarte bune și ar fi un mare avantaj dacă am ști să exploatăm această apropiere geografică, pentru că fie vorba între noi, oricât de chit că Suceava e la 20 de kilometri distanță, întotdeauna va exista o rivalitate între cele două echipe, dar rivalitate în sensul bun și frumos al cuvântului. Cu siguranță, această rivalitate este benefică creșterii spectacolului fotbalistic, dar, după cum ați spus, meciul de pregătire sunt benefice pentru ambele echipe. Atât timp cât avem și în Suceava un teren sintetic de care putem beneficia aceste trei echipe din județ. De exemplu, noi cu Botoșani am jucat la Roman, a fost o deplasare de 90 de kilometri. Și Da. terenul cum a fost? Am jucat pe un teren sintetic. Au teren sintetic, au o bază foarte, foarte bună și la Roman. Sunt benefice pentru că poți vedea mai mulți jucători din echipă și să vezi cum se prezintă în momentul de față. Pentru că trebuie să-ți faci
un plan, trebuie să-ți faci o anumită viziune despre jucători și cu siguranță aceste jocuri de pregătire sunt foarte benefice. Da, nu are sens să mai comentăm tare mult cât de benefic sau de nebenefic e un meci de ăsta de pregătire, dar asta sare în atenție. Deci Suceava cu Brădăuțiunul și vă spun, cel puțin dacă e să discutăm la nivelul ăsta ligii a treia, chiar cred că e foarte important numărul de meciuri de pregătire și cu cine le dispuți. Iar dacă avem această apropiere unde până la Rădăuți din Fălticeni cât face o oră, da? Cu cât ar mai fi aia de încălzire și undeva la 3-4 ore din programul dintr-o zi pentru a pregăti să ajungi la acel meci. Ceea ce și viceversa, ca să nu zic că dacă se mai întâlnesc undeva la mijloc, distanța asta și timpul ăsta se scurtează. Și ar fi un câștig pentru absolut toate echipele. La Fălticeni, cum stăm cu gazul? Momentan nu am intrat pe teren pentru că este înghețat, mai avem puțină zăpadă, s-a mai dat din zăpadă și dacă vremea va ține cu noi. Vorbim de stadionul Tineretului. Stadionul Tineretului, unde ne desfășurăm partidele de pe teren propriu. Mai este puțină zăpadă, dar unde de față terenul este înghețat și este foarte greu să... E periculos și pentru jucători și terenul se strică dacă... Avem pista de atletism, unde facem alergări, avem o sală... Da, sunt invidios pe pista aia de atletism. Avem o sală unde ne putem pregăti să facem și anumite antrenamente cu mingea. Baza de agremenada Florii, unde avem refacerea după fiecare antrenament. Trebuie să-i mulțumesc domnului primar Cătălin Coman pentru că ne-a pus la dispoziție și această bază pentru echipa orașului. Avem condiții de pregătire foarte bune la Fălticeni. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, care este situația cu stadionul tradițional al Fălticenului, cel de la Nada Florilor, unde acolo mergeam noi la meciuri în urmă cu ani de zile. Stadion care... Din păcate e intrat așa în paragină. Care e situația acolo? Acum având și această echipă de Liga 3, cu siguranță acolo vor fi niște lucrări de modernizare, atât a tribunii, a vestiarilor și cu siguranță și a suprafeței de joc. În perioada următoare, poate anul acesta sau în următorul an, vor fi lucrări care vor schimba fața acelui stadion. Una din problemele majore ale acelui stadion era că suprafața de joc era vizibil cu o zonă pe alunecări de teren. Da? Cel puțin cum acolo doar o tribună e, dar mare. În partea dreaptă se vedea foarte clar terenul ăla la vale, ca să spunem așa. Însă în momentul în care s-a construit baza de agrement de la Nada Florilor, s-a produs stabilizarea acelui teren. Urmează să fie din nou pus la punct dacă se merită. Cu siguranță se merită pentru că în Fălticeni avem această echipă de Liga 3, avem copiii de la Nicugani, avem copiii de la clubul privat Foresta care desfășoară activitatea în oraș și avem nevoie de cât mai multe baze de pregătire pentru că dacă vremea nu ne permite, nu putem să intrăm pe acel teren Tineretului, să facem și antrenamente și copii și echipa mare și după o zi să jucăm etapa de campionat, pentru că la fiecare meci de acasă vrem să avem gazonul în condiții foarte bune de joc. În atare situație, că tot mi-a spus de copii, de mai multe cluburi, în ce măsură puteți furniza informații despre acestea? La Nicugani sunt copii, câteva grupe de copii. CSS. CSS Nicugani, care... Își desfășoară activitatea copiii de la 8 ani la 14 ani. Da, deci începutul de fotbal și cât e până la intrarea în liceu, nu? Și după această promovare a noastră, să știți că... Cine se ocupă? Cine interesul pentru fotbal a crescut. Da, e normal, e logic. Din punct de vedere asta... numeric al copiilor, valoric... Și asta îmi doresc și asta cred că își doresc cu toții și asta până la urmă, ăsta e lucru benefic, odată crescând. Ajungând echipa la Liga 3, crește numărul de copii, crește o presiune benefică din punctul ăsta de vedere și în 4, 5, poate chiar 6 ani de zile actualii copii bat la porțile echipei mari.
a fost genul. Da, sunt copii care sunt dornici de a urmări un meci de Liga 3, pentru că atâta timp cât își doresc să vină să fie copii de mingi când avem un joc acasă, este îmbucurător pentru noi. Au fost echipe care au venit și la noi și au zis că când au meci acasă se roagă de 2-3 copii să le dea mingi. La noi sunt foarte mulți și chiar la anumite meciuri îi mai lăsăm în tribună să uite la meci. Că mai face schimbul, să prindă care și cum vrea. Da, pentru orice copil era o mare onoare să fie acolo, cât mai aproape de gazon la meciuri. Mi-aduc aminte din copilărie, nu? Da, la Nicu Gani avem 4 grupe de copii. Cine sunt antrenorii care se ocupă? Domnul Dăscălescu are 2 grupe de copii, eu am 2 grupe de copii, iar domnul Irime Marcel se ocupă de futsal și fotbalul feminin. Iar la echipa ACS Șomuz Fălticeni, domnul Apăpăzoaie Costel, care are grupa de juniori, pentru că suntem obligați să avem și o echipă, 2 înscrise în campionat. Așa, iar la clubul Foresta, ați spus? Da, la Foresta sunt 3 profesori care se ocupă de acest club și au undeva la 6-7 categorii de cine vârstă. Cine sunt respectivii? Andreea Elenei, Florina Elenei și Hreamătă Lucian. Hreamătă Lucian, a Elenei. A Elenei Florin și a Elenei Andrei. Nu, să-l facem și pe la Elenei, că da. Asta e... Cum, unde își desfășoară fiecare club în parte, unde au terenurile de pregătire și cum pot fi accesați, adică pentru cei care sunt interesați. Fiind copii mici, că își desfășoară activitatea pe terenuri sintetice din oraș sau în sală pe această vreme, iar când vremea permite, Nicu Gani își desfășoară activitatea pe stadionul Tineretului, iar Foresta pe stadionul Nada Florilor. Pe o porțiune din suprafața de joc unde se mai poate practica. Porțiunea care e în regulă. Și dincolo se poate practica, dar arată ca un teren de Liga 5-a, 6-a. Undeva asta e problema acolo. Care e programul după ce orar pot fi adus, cel puțin aici, unde sunteți implicați și dumneavoastră? Că înțeleg, sunteți implicat și la ACS Șomuz, sunteți implicat și la CSS Nicu Gane. La CSS Nicu Gane noi ne facem programul după copii. După terminarea orelor, după ora 14 până la ora 18, avem antrenament cu acești copii la toate ramurile sportive. Dacă sunt copii care învață după amiază, au antrenamentul până în a începe orele de curs. Mai luăm câteva minute publicitate, revenim cu partea finală a emisiunii de astăzi.